Primăria Comunei Dorna Candrenilor, cu sprijinul Asociației Cultural-Artistice Plai Bucovinean și al Clubului Copiilor Vatra Dornei, organizează pe 22 mai, începând cu ora 13, un spectacol folcloric dedicat înfrățirii comunei cu orașul Cricova din Republica Moldova, dar și pentru celebrarea celor 35 de ani de existență ai ansamblului folcloric Plai Bucovinean Dorna Candrenilor. Astfel, pe scena Casei de Cultură din Dorna Candrenilor vor urca nume consacrate ale folclorului românesc, dar și ansambluri folclorice. Vorbim despre artiști precum Alexandru Brădățan, Călin Brăteanu și Panfil Roată, dar și ansamblurile Hora Mare, Cricova, Plăieșii, Arcanul, Dorna Dorului și Plaiurile Dornei. De asemenea, un moment artistic deosebit va fi susținut și de Neamărin, care va fi prezent la Dorna Candrenilor împreună cu școala de dans. Dorna Candrenilor, pe data de 22, înfrățește cu comuna Dorna Candren cu orașul Cricova. Pentru acest proiect și această înfrățire am așteptat 4-5 ani de zile cu domnul primar Valentin de la din Chișinău, din Cricova, având în vedere că eu am fost acolo când s-am înfrățit cu primarul din Lisabona și de-abia acum am reușit cu el, că noi avem apa minerală pe teritoriul nostru, pe OAT-ul nostru. Așa am făcut o spriț dintre Cricova și e un lucru mare că cramele Cricova sunt cunoscute internațional ca și apa minerală. Se organizează și un spectacol, da? Da, avem un spectacol, vin și Plăiești și vine Hora Mare din Chișinău, din partea primarului de acolo. Ei nu pot să vină că s-au nimerit odată, au ziua orașului pe data de 22 în fiecare an. Noi am făcut tot acest spectacol. Deci titlul lui este 35 de ani de la înființarea lui Plai Bucovinean. Deci 35 de ani de când domnul Gavril Moroșan, Dumnezeu, ce a înființat acest ansamblu artistic Plai Bucovinean. Din delegația din Republica Moldova, câți oameni vor face parte pentru semnarea documentelor de înfrățire? Înfrățirea, noi avem toate hotărârea de Consiliul orașului Cricova, comunii noastre, avem de la Ministerul Dezvoltării și toate avizele de la București, de la ce s-a cerut. N-am fixat datorită războiului și datorită asta că noi trebuie să mergem la Cricova în perioada după 22 mai, cred că o să fie undeva prin august, de la după 1 august, 15 august, în perioada aia Apostolului Sfântii Marii, să ajungem la Cricova. Noi avem documentația, o citim de scenă, frățirea și toate astea se semnează la Chișinău, Cricova, nu e odată fixată. Și de la spectacol am văzut pe afiș că mai apărea și Alexandru Brădățan, mai sunt și alte renume? Avem Plăieșii, avem Alexandru Brădățan, avem pe cel mai bun de la București, coregraf Neamărin, cu echipa de dansuri, avem lucruri bune. La ce număr vă așteptați de oameni? Nu știu, nu facem pe stadion, nu facem efect bâlci, facem că avem și 4 echipe de dansatori de la Plai Bucovinean, cu coregrafa noastră de la comună, cu Sânziana Roșu, și ca să fie mai ascultată tot, o să facem și diplome de onoare, vremea dacă e bună, și afară avem cu degustări de vinuri de Cricova.